Concediu de voie sau de nevoie. Angajații exploatării miniere de uraniu de la Crucea vor fi trimiși în concediu de odihnă timp de 2 săptămâni, începând cu data de 2 aprilie. Anunțul a fost făcut joi în ședința Colegiului Prefectural Suceava de directorul sucursalei Suceava a Companiei Naționale a Uraniului, Cezar Cioată. Pentru luna martie mai sunt bani, dar din aprilie nu mai există contracte de livrare și s-a decis ca o primă măsură trimiterea angajaților în concediu de odihnă în perioada 2-16 aprilie. Cezar Cioată a menționat că nu mai există nicio sursă de venit, iar datoriile către furnizori se ridică la 2,5 milioane lei. Am luat o decizie puțin universală de unii, am luat un concediu puțin forțat, să spunem așa, de pe 2 aprilie până spre 16, în speranța unui rezolvări mai cum a situației. Oamenii au înțeles, dar de fi și sărbătorile pascale, acum să trecem peste aceste detalii. Avem niște probleme cu furnizorii, cu cei care fac peste servicii, transportatori, probleme. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a precizat că intenționează să convoace o ședință a Comisiei de Dialog Social în care să fie discutată această situație.